Uite, l-a coborât de pe column. Protectoarea și cea și cea de pe pământ. Frumos, foarte frumos. Așa era pe timpuri, copiii se înregistrau la starea civilă mai târziu, cu câteva zile, că până ajungeau la starea civilă, până, eu știu, să mai făceau cât un chef de bucurie că a făcut nevasta băiat, nu? Și uitau. Sănătate. A coborât de pe porumb. Așa, cam câți ani au ciorapii? Așa, iar... 73 și a murit la vârsta de 91 de ani. Și mă gândească în pace pentru că ea ne-a ținut ori tabie, eu după tată sunt descendent în nepotul generalului Maghiar. Nițu Maghiar. Cel care a vrut să-l taie la gât pe iubesul. Da? Pantalonii, ca să vezi și dacă îi vezi așa, zici că e cea mai fină stofă. Asta e cămașa de genere a bunicului meu, care nu s-a apucat de țin, că sunt ori nu s-a apucat cu una pe ea, că a plecat pe poate în 16. În 1916. Da. Deci așa purtau pe vremuri. Tinerii care trebuia să se căsătorească. Da, da, să îmbrăcau cele mai frumoase costume. Deci asta era cămașă de ginere. Da. Și numai decât betele astea, sau cum se cheamă brâul ăsta? Brâu, am și cu flori, dar n-am pus să mă motonez așa. Am înțeles. Așa, iar aici am serviciu credincios plasat în ei. Asta este tipul... Președinția României. De președinția României în ce an? În 94. În 94, deci după Revoluție. Da. Straița asta tot așa este țesută. Țesută. Da, e până mai frumoasă, dar... E de mult, nu? Câți ani are, să zice așa asta? Păi, de dacă e rasă de timp, ia uite. Așa, are și ea 100 de... Ceva? Sau e, este găsită la mine în grădină, găsită în pământ, când am săpat de păr, să băgând conductă pentru apă, am dat narghirea turcească, am dat... Și se vede că e oriental. Da, am înțeles. Pălăria e mai nouă, cu câte se vede că... Nouă, dar nu o să mai fie nici a nouă, pentru că am observat că și meșterii care făceau pălărierii din baie nu mai au, nu mai fac nu din mai baie, fac din talaș, ceea ce nu e... Din talaș. Din talaș, din benzi de lemn, trase la linia, știi? Și cum se face așa. Domnul Nițu, dumneavoastră sunteți recunoscut în județul Olt ca cel mai, nu numai în județul Olt, ci pe țară, peste hotare, un bun... Cunoscător. Da, cunoscător al tradiției, al portului popular, oltenesc. Da. Chiar lucrați la așa ceva, scăsut, cojoace, rămăși, bătătești. Ce este în alta populară românească? Nu sunt alte tehnicile de plăcut. Pe unde ai ajuns, tata, așa, în timp? Am ajuns la Detroit, în Statele Unite ale Americii, în 1985. Ce au zis americanii când nu v-au văzut așa cum? Nu văzuseră niciodată. N-am fost cu cei Smithsonul ăla, n-am fost eu, eu am fost singur, cu doi maramureșeni care au pus o biserică acolo. Și... A, n-ai fost cu expoziție, cu ceva? Am fost cu expoziție la Detroit. În Detroit, am da. Și chiar că am despântut Dumitru, așa, în octombrie. Da, da. Și costumele care le-am făcut de mine, creațiile mele, au fost dăruite muzeului de... Muzeului de la New York. Istorie, da, 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 sociologie. De sociologie, de la New York. Și au venit toți românii din Canada. Eu sunt foarte aproape, sunt pe malul unui lac mare. Așa. Michigan.
Da. Și mă uimeau pentru că ei săraci ziceau că sunt bun român, dar avea ei de Maramureș, cu de Verde, de Oltenia, cu Maramă de Moldova. Da, am înțeles. Așa, dar era, marele lor patriotism era că se puteau români și contribuie și tot ce... Le plăcea și lor portul popular și nu aseară... Așa au vrut să vină la deschidere. Ce găsiseră, dar știau că sunt românești, piese autentice românești. Da. Câți ani aveți? 70. Mulți înainte. Îi fac la bana în mai. Sunt, nu știu dacă se spune cum pe... Ia uite cine aveți, domnul Iorga, domnul Sfântică, domnul Mirică, și din vioară, că doar soi
Mulțumim, domnul Crețeanu, a fost o introducere superbă pentru ce avem de adus un omagiu acestor trei magnifici ai Ultului, Neanica, veteranul de vârstă al meșterilor populare, Mițu Constantin, care urmează, și Crețeanu, cel care a scos din lăzile de zestre ale sufletului orteresc cântecul pe care îl poartă peste tot în lume. Vă mulțumim că sunteți. Nu numai în număr mare, dar și de o calitate extraordinară. Avem un public superb pentru acești oameni superb, care le mulțumim din suflet că există. Și acum vorbesc în calitate de protector al meșterilor populare, așa cum Direcția pentru Cultură mi-a dat acest titlu. Nu vreau să vă țin foarte mult de vorbă, pentru că sunt mulți oameni dintre noi care doresc să-și spună un cuvânt vis-a-vis de lansarea acestei cărți, vis-a-vis de acești oameni, despre viața lor, despre activitatea lor, care este extraordinar de importantă pentru noi toți, pentru comunitatea Oltului. Am să încep într-o ordine absolut aleatoare cu domnul Laurențiu Guțică, pe care vreau să treacă mai aproape de noi. Îi dau și un microfon. Bună seara! Sfinți părinți, stimați invitați, doamnelor, domnișoare și domnilor, îmi revine deosebită bucurie de a fi această seară alături de voastră într-un moment, spun eu, unic în viața culturală a acestui oraș. Rare ori ne este dar să întâlnim trei sfinți ai culturii populare oltene în acest foaier și să-i omagiem, pentru că aici nu e vorba numai de a omagia niște oameni, trebuie să omagiem niște destine, niște caractere, niște oameni care au în spate, de multe ori, o poveste tragică, dar pe care și-au depășit-o și au făcut să devină pentru noi, cei care trăim astăzi în acest areal geografic, simboluri și repere. Trăim o perioadă în care tindem așa să aruncăm valorile în desuetudine. Acești sfinți, Ion, Nicolae și Constantin, au făcut foarte mult bine culturii oltene și culturii Oltului și datorită lor putem să spunem că acolo, pe o hartă culturală a lumii, suntem prezenți și putem să stăm mândri și cu fruntea sus. Demersul publicistic din această seară aparține domnului Dumitru Sățârghe, un distins gazetar care, iată, așa cum știe condeiul caracteristic, știe să evidențieze, atunci când trebuie, valorile culturale. Avem o carte care constă, de fapt, în trei interviuri, dar trei interviuri făcute așa cu profesionalism, pentru că este foarte greu să pui întrebări unor oameni care știu multe, care au trăit multe în viață și să scoți o esență. O carte de 100 de pagini care spune că umple un gol cultural imens, care cinstește ceea ce au făcut acești oameni și care dovedește că atunci când se dorește și un ziarist poate să aibă calități de istorie, calități de etnograf și așa mai departe. Încă o dată salut prezența în această seară, aș vrea să-i auziți pe dânsii, pentru că eu de 20 de ani respir și trăiesc în preajma dânșilor și vreau să știți că sunt povești pe care trebuie să le auziți, să le duceți mai departe. Domnul Iorga, de la Direcția pentru Cultură și atât, cum mi-a spus, să nu zic Patrimoniul Cultural Național. Bună seara! E greu să găsești cuvintele potrivite într-un asemenea moment, pentru că e un moment unic pentru județul Olt. În primul rând vreau să felicit pe gazetarul Dumitru Sârghe, care a avut această idee, inițiativă, de a aduce în fața noastră cei trei mari artiști ai județului Olt. Deși și-au desfășurat activitatea și desfășoară la vârsta care o au, ajutați atât de administrațiile locale, cât și de administrațiile județene. Știu foarte bine nemulțumirile fiecăruia în parte, nemulțumirea domnului Constantin Nisu,
că nu a reușit până în prezent să găsească o soluție pentru a-și pune în valoare tot ceea ce adăpostește în casa părintească acolo, în lăzile de lemn. În ceea ce mă privește de 15 ani și cu vechea administrație cu domnul Bărbulescu, cu actualul primar, am căutat să găsim o soluție pentru a găsi un spațiu necesar pentru de cel puțin două camere pentru a realiza un muzeu la Cornițel. Din păcate, până astăzi nu s-a reușit absolut nimic. Avem un proiect pentru anul 2014, un centru cultural de informare turistică în comuna Poboru, care va cuprinde partea de nord a județului Olt. Sperăm că în cadrul acestui proiect vom găsi soluția pentru ca această locație să adăpostească și muzeul Constantin Nițu. În ceea ce privește pe domnul Vica din satul Chirie, în comuna Fugețelu, comună vecină cu comuna mea actuală, Topana, discuțiile purtate atât cu primarul, domnul Popescu, de a scoate în evidență cât mai mult zona respectivă, dânsul găzduiește muzeul, majoritatea știți, în sediul fostei școli. Avem un monument istoric în zonă foarte important, la care Ianica ține foarte mult. Și am reușit să fac un proiect, să facem un proiect, ca să putem să restaurăm și acest monument istoric, biserica de lângă casa Ianica. Sperăm că în 2014 și acolo să obținem fondurile necesare pentru ceea ce îți dorește și Ianica să restaureze această biserică. Felicit sponsorul acestei cărți, pe domnul Marian Vasile, pentru că a reușit, alături de gazetarul Dumitru Sârghe, să scoată această carte, care sperăm să ajungă pe masa tuturor colegilor veșilor din țară, atât la Muzeul Satului, cât și la toate muzeele din România. Încă o dată felicitări pentru cei trei maestri meșteri populare a județului Olt. Mulțumesc! Avem aici pe cineva care în fiecare an, în ultimii ani, și-a sărbătorit ziua de naștere odată cu Ianica. E adevărat, sunt născuți de ani diferiți. Bună seara, în primul rând. Și vreau să fac o plecăciune în fața acestor titane culturii oltene. I-am prețuit și voi prețui întotdeauna. Sunt oamenii pe care cultura oltenească s-a sprijinit și am credința că vor rămâne pentru eternitate în cărțile de cultura ale județului nostru și nu numai. Nu vreau să mă arunc niciun drept aici, dar dânsii au fost cei care au reprezentat județul Olt la Paris, la Bruxelles și multe alte capitale europene cu măestria și priceperea care o au pe domeniile de activitate ale fiecăruia. Vorbea domnul director Iorga despre, să zicem așa, turismul cultural. Rural, în special. Avem foarte multe monumente istorice în comune, dar n-am reușit să le monitorizăm pe toate, n-am reușit să le facem cunoscute și bineînțeles că și autoritățile și poate că nici pe timpul lor nu au făcut tot ceea ce trebuie pentru a fi puse în piciorul trecătorului. În anul 2008 se vorbea despre acel muzeu de la Cornițel. Domnul Nica poate să confirme. Chiar eram pe finalizare să cumpărăm ce era magazinul de la din centrul Comunei Poboru, dar s-a întâmplat să nu mai fiu președinte și s-a stins acest proiect. Dar este o provocare pentru viitorii
reprezentația administrației județene, pentru că este păcat ca munca de o viață a acestui creator să rămână în niște răzi dezestre, să nu fie arătate cel puțin generației noastre, dacă copiii nu o să ajungă să, sau nu o să aibă posibilitatea să le vadă. Trecând la apariția acestei cărți, nu vreau să felicit decât pe cel care a avut inițiativa, pe cel care a susținut financiar această apariție și sper ca acest centrul cultural pe care autoritățile vor să-l deschidă în nordul județului să scoată în evidență, într-adevăr, absolut tot ceea ce există în răzile dezestre al lui Danica, în muzeu și în locuințele din apropierea muzeului care deja există la domnul Nica. Eu vă doresc o sănătate lungă, să puteți să creați în continuare și, nu în ultimul rând, să ne vedem peste mulți ani la aceeași postază. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că de-a lungul timpului, cel puțin în ultimii 2 ani, diversi primari de foarte bună calitate din județul Olt s-au arătat dispuși, nu numai dispuși, ci onorați de a-i deschide lui Nițu un muzeu la ei în localitate. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, Nițu nu a vrut să părăsească localitatea natală. Lucrurile pe care le-a adunat în calitate de colecționar, și vreau să vă spun că este al cincelea mare colecționar de artă populară din România, nu a vrut să plece la Cornățelul și el vrea ca acest muzeu să fie acasă la el, la Cornățelul și nu în altă parte. Așa că, nu știu, domnul Iorga, dacă se va face la Poborul, cred că se va face cu lucrările lui Nițu. Mergem mai departe. Pe sponsorul acestei cărți, care aș vrea să spună câteva cuvinte, domnul Marian Vasile. Mulțumesc! Vreau să fiu cât mai scurt. În primul rând vreau să vă spun că sunt mândru că sunt contemporan cu acești mari artiști pe care îi are județul Olt. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Dumitru Sârghie. Mă simt onorat, mă simt mândru că am avut puterea și am avut posibilitatea să susțin acest proiect. Vreau să le urez acestor oameni de aici încolo multă sănătate și continuitate în tot ceea ce fac și să încercăm cât putem să-i sprijinim de aici încolo și să ne încânte cu arta pe care o au dumnealor. Atât vă spun și vă mulțumesc. Vreau și eu, înainte de a da cuvântul, să-l felicit pe Mântică Sârghie pentru această carte. Vreau să spun că este o carte importantă pentru noi, pentru că unește aceste trei destine în aceste 100 de pagini și pentru că era vorba de 100, după cum spunea domnul Copilov, după ce magazinul de la Poborul a fost propus spre achiziționare, s-a renunțat la el și rămăsese, găsise Nițu o casă, care costa 100 de milioane. Probabil că banii pe care domnul primar o să-i mai dea pentru această carte ar fi fost de ajuns să cumpere respectiva clădire. Între timp s-a dărâmat, a rămas așa că nici asta nu poate fi cumpărat. Îi dau cuvântul lui Mitica. Se cuvine să vă mulțumesc la toți care sunteți aici. Să mulțumesc autorităților municipale care ne-au permis să intrăm în acest spațiu al culturii, în acest spațiu modern al culturii. Se cuvine să-i mulțumesc lui Vali Ciurea că m-a ajutat foarte mult în facerea acestei cărți. Domnului Smarandache, care administrează acest spațiu cultural. Și să nu uităm de domnul Barcan, care este prietenul săracilor care știu să scrie. Sper că e aici. Mulțumesc mult! Să nu le uităm pe Mariana
pe domnul Marian Vasile, primarul Comunei Studina, care știe pe de rost, rostul țăranului român, pentru că trăiește la țară. Vă mulțumesc tuturor, prietenilor mei de la Fundația Mișcarea Populară, de asemenea vă mulțumesc foarte mult. Dar cel mai mult le mulțumesc celor trei mari artiști populari, cărora le datorăm prezența noastră aici, în această zi. Căutăm modele morale în altă parte. Avem obiceiul ăsta prost să le căutăm în altă parte, când noi le avem aici, la Olt. Pe lângă dumnealor mai sunt alte zeci de modele morale, adevărate instanțe morale, care ne-au arătat drumul către înapoi și către înainte. Oameni deosebiți cărora le mulțumim. Să vă dau un exemplu. Căutăm eroi în altă parte, v-am mai spus. Vă dau un exemplu. În Comuna Izvoarele, 48 de țărani au fost arestați cu colectivizarea și din care doar 4 mai trăiesc astăzi. Restul ori au murit la Pitești sau pe Riprava, ori au murit ulterior de boală și de sărăcie. Avem eroi și noi nu știam până acum, cel puțin eu, nu aflasem până acum că Comuna Izvoarele a dat cel mai mare tribut de sânge în lupta împotriva comunismului. V-am spus, cei trei oameni care sunt lângă noi sunt adevărate instanțe morale. Știți și dumneavoastră, nu e cazul să vă mai spun, statul român nu respectă valorile, valorile morale și valorile artistice. Și dacă statul român nu le respectă, măcar noi să o facem, atâta cât putem. De asta îi mulțumesc lui Marian că a acceptat acest proiect micuț, pentru că noi trebuie să ne respectăm valorile. Despre carte, eu n-ar trebui să spun nimic, pentru că specialiștii trebuie să se pronunțe în sensul ăsta. Și apoi cartea nu mi-aparține, domnule. Le aparține dumnealor. Dumnealor au scris cartea asta cu sângele dumnealor. Ce să mai spun eu, ce să mai spun eu, când să vă dau niște citate, nu au o publică, ce să mai spun eu, când Nicolae Nica spune ceva de genul ăsta. Regret că nu am găsit o persoană care să mă urmeze și să conving lumea că este bine ce fac eu. Am avut ucenici mulți, am și acum. În 1951, când m-am angajat la Pitești, am predat la 32 de elevi. Am avut elevi pe care i-am învățat sprungărie în lemn, chiar unuia i-a rupt urechile. Figurativ vorbind. Acum se prefac că mă ascultă. Băieții sunt prea mari, iar fetele nu mai vor să facă o meserie. Se iubesc și atât. E vârsta, nu ai ce-i face. Dragostea n-are rațiune. Numai un om care judecă poate face meserie. Poate și iubitul e o meserie. Iată, domnilor și doamnelor și domnișoarelor, că ar trebui să trecem iubitul în nomenclatura meserilor din România. Ne-a dat domnul Nica o idee genială. Să trecem iubitul în nomenclatura meserilor din România. Ce să mai spun eu, un umil gazetar provincial, când domnul Constantin Nițu spune ceva de genul ăsta. Am avut fericirea să stau la aceeași masă cu Elena Secoșan, marea etnografă a României, iubita lui Rebrean. A conversat cu specialiști de mare rang în arta populară, precum Marina Mihăiescu, Constantin Nicolescu și Doina Isfănone de la Muzeul Țăranului Român. Ce să mai spun eu? Când domnul Nițu spune, deci merge la braț cu Mântuitorul Hristos, Iisus Hristos, cei de-i spre fiți, tot marmara ta cu deget. Ce să mai spun eu, când vine marele rapsod popular, care a redescoperit din atracă și
care a coborât de pe columnă, când spune ceva de genul ăsta, n-am crezut că pot ajunge să pot și cânta și plânge. Am trăit experiența asta, spune Ion al Copzii, cum i-a spus marea soprană Felicia Filip, Ion al Copzii. Deci am trăit experiența asta pe scena Teatrului Cultural Carmen Silva de la Sinaia, în plin concert. Am cântat și am plâns în același timp, am plâns în tonalități care m-au vindecat pur și simplu. Iată când de cu, dragi prieteni, poate să fie să vindece. Ce să mai spun eu? Dacă statul român neglijează valorile, eu m-am gândit la o periere simbolică. Să le dau la acești domni cât un certificat de român. Și dacă cât un certificat de român, Dorele. Și îi dau voie oricărui funcționar al Guvernului României să mă plagieze. Dar pe lângă acest plagiat, adică să le dea o indemnizație pentru trei generații de aici încolo. Să rămână. Eu n-am avut jucării, n-am avut copii cu care să mă joc,
și lucrurile, jucăriile mele a fost războiul bunicii, furca pe tot. Și mi-a impostat o îndelenicire pe care mulți au constatat că e o anomalie. Pentru mine porțile artei nu au fost închise și nu le-a putut nimeni închide, deși am fost destul de rănit în suflet că n-am fost înțeles la timp. Prin tot ce am înțeles eu că este tezaur creat în mâinile Sfântului Țăran Român, eu am încercat să le adun. Nu-i meritul decât atât al meu că le-am tezaurizat și le-am înțeles esența, le-am înțeles frumusețea și pentru mine a fost aliment spiritual. N-am putut să mă desprind de ele și vă pot da un exemplu. La Paris, pe o ie, mi s-a oferit un Mercedes. Nu m-a interesat Mercedesul, că nu l-am văzut și nu știu ce stare avea, însă ia mea era îmbrăcată de doamna Iorga și era Iorga, soția domnului Nicolae Iorga. Domnul Iorga a călcat satul meu și Eliza Brătianu a călcat satul meu. Când a dat albumul acela din 1942, Tezaur de artă națională. Și nu m-a interesat banul, n-am vrut să iau banul francezului, pentru că am încercat întâi, nu căzuseră francii. Erau francii, după aceea a venit cu dolari. Și îi spun fetei noastre care era de la muzeul de la Sibiu. Și ea când a văzut că nu dau cămașa, o cămașă cu o mașină, hai că domnul Nițu că chiar ești prost. Eu nu mișoară puteți să mă jeniți în calul ăsta pentru gândirea mea patriotică. Și a cerut scuze mai târziu când am mai întâlnit la subiectul. Ori omul care ceartă mai și ea. Încerc prin tot ceea ce voi lăsa la cornățelul, știți că așa se va numi și s-a și numit, a apărut și în CD, a apărut și carte zilele trecute la Sibiu, Tezaurul de la Cornățelul. Sunt atât de mândru și atât de bucuros că las o brastă prin care să atez că am existat și că n-am trăit degeaba. Vă mulțumesc pentru atenție. Am crezut că ia mai mult.
s-a pierdut. Ai foaie de bebe, le-a nopoi de bloc, olte n-aș duc peste olte. Olte n-aș duc peste olte, mi-te-a făcut măta mortă, când cu să-și piciorul în portă, când vrei să-și ardearul tot, ardearul și Bucovina, unde am murit toată lumea, fetelor cu pavargura. Fetelor cu pavaj gura, nu la toate, doar la una, mândra mea din totdeauna, mândra cu ochii ca mura, ce-mi părța din deal cu mâna. Ai, tu-i lui dorule lui, tu-i lui și iară lui, dar de mândra ce mai spun? Ai, foaie verde, le-a nors pică greu când o luai spre Sibiu. Când o luai spre Sibiu, credeam că n-o să mai viu. Pulai pe mureș și jos, printre munții cei sunt poși și negri și întunecoși. Venea trenul șuierând. Venea trenul șuierând, militarii toți plângând și din gură veste mândă. Trenul e mașină grea, potolește viteza, nu mă duce așa cu focul, că eu nu mă mai întorc. Ai, tu-i lui dorule lui, tu-i lui și iară lui, dar de mama ce mai spun? Ai, fai bine. Le-a luat trei granate, trenule cu roate late. Trenule cu roate late, nu mă străina departe, că n-are cine să mă cate. Tata e bătrân, nu poate, surorile sunt mici toate. Am două mai vititele, nu mă știu pe mine ele. Firea năibii, trenule. Firea năibii, trenule, muritar notoarele. Firea-i să fii desemată, ce vii așa încălcată. Cu ăsta și tunuri grele, cu puști mitraliere, și că ai murs cu coama creață, mi-ai mâncat 5 ani din viață. Ai, tu-i lui dorule lui, tu-i lui și iară lui, dar mândra ce mai ai, tu-i lui dorule lui, tu-i lui și iară lui, dar de mândra ce mai care eu vi le-am adus astăzi aici
cele pe care le găsiți și pe internet și pe discurile mele. Am o provocare pentru anul viitor, mă iertați că veniți să-și vorbesc. Provocarea mea se cheamă Constantin Brâncoveanu, Barada lui Brâncoveanu, Barada Iorița, a meșterului Manu. Vă spun o experiență recentă. Îmi cânta la Curtea de Argeș, într-un spectacol de zilele orașului, toți cei dinaintea mea să lăudau un alt. Face publicitate. Răudau, dar spune cât le place vinul de narcă și țuica și așa mai încolo. Stupefiat am întrebat. Nu știe nimeni să le vândă de aici meșterul Manu. Eu am jurat acolo pe scenă că anul viitor voi gânda la Curtea de Arte și meșterul Manu. Dar acum s-a făcut nimic. Domnul meu e numai doar. Puede de pirocó mama mea când m-a făcut, m-a învelit în foi de nucă, s
să stau în cot rupitit, gochi la cară murg, să pur să mi duc la târg, să pur să mi duc la târg. Să iau 500 de lei, să cumpăr doi cărușei cu dardane, pe spinare, ține-o pe mândruța doamne. Păi când eram tânăr oteană, mă suiam în delor mană. Când eram tânăr oteană, mă suiam în delor mană. Cine mă vedea călare, toți îmi zuceau căpitoane, căpitoane soromoane, mai cobor din deal în vale, că-ți pare murcul de foame. Lasă moară cu parașii, că mai am fost șapte grașii, dar de podru mă lasă, dar de podru nu mă lasă. Și să te țină Dumnezeu mult, să ne încânti și să încânti peste tot pe unde ai fost, ai lăsat urme. Și apropo de urmele de care spunea și Nițu, brazdele pe care le lăsăm, trebuie să vă spun și eu că această carte vine ca o altă brazdă alături de altele și îl felicit din nou pe Mitică, pentru că a avut ideea să pună între coperțile unei cărți și interviurile pe care le-a publicat în ziarul său, Linia 1. Deci, cum spuneam, această carte vine să stea lângă altele pe care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a scos despre acești meșteri populari. Nenica are, cred că, 3 cărți apărute la noi. Nițu, după cum spunea, are viața lui, biografia ușor romanțată sau chiar neromanțată, dacă stau să mă gândesc bine, apărută la Sibiu, tezaurul de la Fornățelul. Da, e bine, ei sunt tezaurile noastre, alături de alți creatori populari, și Nanica, și Nițu, și Ion Crețeanu, sunt tezaure umane vii, și să ne bucurăm de ei atât cât îi avem lângă noi, pentru că în urma lor vor rămâne numai aceste brațe și amintirea frumoasă pe care o să o avem noi, cei care reușim să ne întâlnim cu ei, să-i vedem și să-i ascultăm. Așa că vă spun înainte de a vă invita să luați cărți și să luați autograf de la autor sau de la cei, sau și de la cei care sunt în această carte, cei 3 creatori, să mergeți să spuneți motorul Nanica, veniți, veniți, ne cheamă nemurirea, pentru că nemurirea este în mâinile noastre ale tuturor. Thank you.
Da.